În cadrul proiectului educațional Bibliovacanța, desfășurat în sediul Bibliotecii Județene Călăraș, la activitățile desfășurate în laboratorul inteligent destinate adolescenților, au fost prezenți domnul Gabriel Vochel, directorul general adjunct UNICEF, doamna Andreea Paul Vas, președinta INACO, și doamna Gabriela Alexandrescu, președinta organizației Salvați Copiii România. Laboratorul digital inteligent este amplasat în sediul Bibliotecii Județene Călăraș, iar de facilitățile sale pot beneficia în mod gratuit toți elevii din școlile și liceele din județ. Consiliul Județean, împreună cu partenerul INACO, își propun stimularea creativității copiilor și adolescenților și familiarizarea acestora cu tehnologia de ultimă generație. Dacă poate să ne spună care este scopul vizitei de astăzi. Yeah, sure. No, hold please the mic. Yeah. So really, the sense of the visit today is to, for the first time, to see with our own eyes the smart lab. And you know, for UNICEF, it's important to be cognizant of the different initiatives that exist in Romania to bring the education area to a different level. As UNICEF, we're very interested in going beyond content in education and looking at competencies, social emotional abilities, but also bringing kids together, fostering innovation, collaboration, so everything that you can see here in action. So we're really grateful to be able to learn about this initiative and see the Smart Lab as a true innovation. De scopul vizitei noastre aici este, în primul rând, să vedem cu ochii noștri cum arată un Smart Lab și pentru că ne dorim să vedem care sunt noile inițiative pe care le putem aduce în educație și din perspectiva educației UNICEF este foarte interesat de dezvoltarea competențelor, dar și a abilităților socio-emoționale și de a vedea cum putem să aducem copiii împreună în astfel de medii care să sprijine creativitatea la fiindă. Cum vi se pare ceea ce ați văzut astăzi în acest Smart Lab în cadrul Bibliotecii Județene? Și, de asemenea, dacă vor exista viitoare parteneriate între dumneavoastră și Biblioteca Județeană? What do you think about what we see today in the Smart Lab? What is your opinion? And if in the future there are going to be partnerships between UNICEF and the library from Călăraș? Right. Yeah, so, today it's my very first visit in Călăraș, and it's really beautiful to see this initiative taking root. I think these things, need to be thought through, and I think it's a great initiative on Andreea's part. And you see, UNICEF in Romania, we've been investing in the area of education for many, many years at different levels. And like I said before, 21st century skills, including connecting technical skills with creativity and the arts, really connecting all these different areas, I think is a very important aspect. And the need, I think, is very clear, not just in Romania, but more broadly, to innovate the way we teach children quality education, and to also truly make it inclusive. I think that's an aspect that we always try to underline, that education needs to be accessible for every child. And I think technology in the future, more and more, will be able to help us make education accessible truly for everybody. Now, that is not exactly easy, and it might take a bit of time, but I think it's absolutely necessary. And I think if anything, the special time with COVID has shown is that online education, distance education, needs to become a very normal part of the way we teach children the skills that they need to compete tomorrow. So I think smart labs and education in general, it should never be seen as another cost to some budget. It needs to be seen as a critical investment into the future of the country. De nu erau nici
am lucrat tot timpul pentru sistemul de educație, pentru îmbunătățirea sistemului de educație la un alt nivel. E prima dată când venim și vizităm un astfel de laborator și este meritul Andrei pentru ce a reușit să realizeze aici. Credem foarte mult că este necesară investiția în dezvoltarea de competențe care să fie aliniate secolului 21 în care noi trăim și că tehnologia are un rol foarte important de jucat în a dezvolta aceste competențe și în a conecta copiii și în a face educația accesibilă pentru toți copiii și pentru fiecare copil în parte, indiferent de mediul din care provine. Și pandemia, odată în plus, a arătat cât de necesară este tehnologia și cum fiecare sistem de educație, fiecare școală, fiecare comunitate ar trebui să fie pregătită să integreze educația online sau educația la distanță, dincolo de contextul pandemiei. Și despre parteneriat, un posibil parteneriat, n-ați specificat nimic, nu știu să am întrebat. Și îți ați spus că vă aducăm la șeful de la Drevi from the Tavarash. Yeah, I mean, if you allow me, you know, it's my very first visit and, you know, it's a bit difficult to answer on the spot and, you know, UNICEF, the way we function is quite often at the national level, you know, so we'll have to see a little bit and, yeah, so it's a bit too early for an answer. Deci e puțin prematur, UNICEF lucrează la nivel național și principalul nostru scop este acela de a influența politicile publice. În demersurile noastre lucrăm cu autoritățile naționale și cu autoritățile județene sprijinindu-le. Deci unghiul nostru de abordare este puțin diferit. Sprijinim autoritățile naționale și județene, dar nu punctual în sensul acesta. Avem o privire puțin mai de ansamblu. Perhaps just one thing to add, you know, for several years UNICEF has been modeling a minimum package of services that has worked very, very well in the county of Bacău. And the initiative, the model was evaluated, and at the end of last year, the law on social assistance was amended such that this package should be available in all communities across Romania, so really including all counties and all communities. Now, this is looking at the access to basic services in the health area, in social protection, child protection, but of course also in education, where education counselors should be available to support different children. And I think it's really important that this initiative then also helps look at how, not just who can access education, meaning all children, but also to always see creatively how the content in education can be taught and how socio-emotional abilities, technical understanding, the arts, and all these things can be combined. So I think there's a lot of potential for very good things to happen in education and beyond. UNICEF, prin practicile pe care le sucioară, are și acest tip de abordare, de a modela proiecte și am avut un astfel de proiect la nivelul județului Bacău, unde a fost implementat pachetul minim de servicii pentru a asigura accesul la servicii de protecție socială, sănătate și educație. Proiectul a fost implementat cu succes, a fost evaluat și în urma evaluării pozitive a fost amendată legea asistenței sociale și acum acest tip de abordare ar trebui să fie replicat la nivelul întregii țări, deci inclusiv în județul Tavaraș ar trebui să ajungă această abordare și prin această abordare ne asigurăm că fiecare copil în parte are acces la aceste servicii de educație, sănătate și protecție și evident că educația joacă un rol important în toată această abordare. Thank you.
câteva cuvinte m-a rugat și gazda să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru privilegiul de a vă avea astăzi invitații noștri în Smart Lab Călăraș. Acesta al cincilea Smart Lab din România, primul din bibliotecile naționale, nu ar fi fost posibil fără Consiliul Județean. Așadar, încă o dată, reiterez mulțumirile adresate parteneriatului pe care Asociația INACO l-a construit cu Consiliul Județean și cu Biblioteca Județeană beneficiară acestui proiect. Am o veste bună pentru călărășeni. În Planul Național de Redresare și Reziliență am introdus 1175 de laboratoare educaționale digitale inteligente de Smart Lab-uri pe prototipul celui pe care l-ați vizitat acum în Călăraș. Sigur că generațiile de copii vor avea de așteptat până prin 2026, când se va finaliza implementarea acestei acțiuni, dar nu vom sta să dormim pe o ureche, ci vom continua cu efortul de parteneriate cu autoritățile publice locale, cu companiile private, pentru a ridica aceste smart lab-uri în fiecare școală. Până în 2026 vom avea peste 25 de smart lab-uri finanțate prin PNRR, proiect deja agreat cu Comisia Europeană de componenta educațională, dar nu este suficient. La nivel național înseamnă doar 1 din 5 școli cu acces la un laborator educațional digital inteligent. Pentru restul, suntem chemați noi, societatea civilă, ca de jos în sus, în parteneriat cu companiile private și autoritățile locale, să sprijinim accesul fiecărui copil din Călăraș și din România la educație digitală inteligentă. A doua veste pe care vă dau este că următoarele două smart lab-uri le pilotăm în mediul rural și la un liceu tehnologic în țară, care vor fundamenta următoarele smart lab-uri la nivel național și acolo completăm cu două componente față de tot ceea ce cunoașteți deja aici în Călăraș și poate gândim să upgradăm și smart lab Călăraș cu un colț dedicat artelor și un perete dedicat agriculturii verticale, pentru că acest smart lab ne-l dorim nu doar digital, ci și verde și în care să reușim să îmbinăm tehnologia cu artele. Cam asta ar fi pe scurt de spus și încă o dată mulțumim gazdelor care ne-au primit. Să știți că Gabriel și Luminița e călărășancă de origine din Oltenița, nu știu dacă ați știut asta, dar Gabriel este pentru prima dată în Călăraș și oare greșesc dacă spun că pentru prima dată top managementul UNICEF vine în Călăraș? Nu e chiar top managementul, reprezentantul nostru nu a venit încă, dar cu siguranță că o să existe oportunitatea ca și domnul Cuterbunt să viziteze unul dintre smart lab-urile. E o mare onoare pentru noi că sunt astăzi aici, să nu-i presăm, au venit să ne cunoască, au venit să vadă ce lucruri minunate ați reușit să faceți aici, au venit să cunoască acești copii minunați care, iată, astăzi au privilegiul să folosească instrumentele tehnologice avansate și să învețe cu ajutorul lor, iar în perspectivă nu pot decât să vă promit că gândim variante de colaborare, dar este doar o întâlnire de cunoaștere și de înțelegere la firul ierbii acestor inițiative cruzate pe care le-ați lăsat. Vă rog să continuați acum dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Andreea, îți mulțumesc frumos în primul rând pentru gândurile foarte frumoase pe care le-ai transmis și îți mulțumesc tare mult pentru inițiativă. Te asigur că noi suntem recunoscători pentru parteneriat și îți mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul din care vă asigur că Consiliul Județean ca prioritate zero este educația, o avem ca și prioritate zero educația. Motivul principal pentru care am ales ca acest smart lab să desfășoare activitatea în Biblioteca Județeană este tocmai pentru a crea un acces cât mai larg tuturor copiilor din județul Călăraș. În rest, vreau să salut prezența reprezentanților UNICEF din județul Călăraș. Sunt convins și salvați copiii reprezentanții Asociației Salvați Copiii. Sunt convins că nu va fi prima vizită. Toți cei care au venit din Călăraș s-au îndrăgostit de călărășeni și de zona noastră. Cu siguranță
vom dezvolta o altă viață între un cer, Consiliul Județean, părerea cu mine, nu am ce să mai zic. Suntem pentru conferenția. Încă o dată îți mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc, Andreea, pentru energia minunată pe care ne-a transmis de câte ori sunt aici lângă noi, pentru ideile minunate pe care le ai, pentru copii, pentru educație. Încercăm să ținem pasul cu tine, sperăm să fim niște parteneri așa umăr la umăr. Ne-am bucurat de acest proiect. Noi derulăm niște activități în cadrul bibliotecii, voi știți deja, avem bibliovacanța, copiii sunt îndrăgostiți de acest loc, avem activități care vin în sprijinul a ceea ce încep a spus mai devreme, și anume avem activități legate de dezvoltarea competențelor de lectură, de gândire critică, avem activități de dezvoltare personală, activități care să vină în sprijinul incluziunii și multe activități care dezvoltă creativitatea copiilor și imaginația. Mulțumesc Consiliului Județean. Eu oricum noi avem un partener viabil aici și toate activitățile pe care noi le-am derulat am avut un partener adevărat și Consiliul Județean și sunt convinsă că și pe viitor putem să facem o îmbunătățire aici și legate de activitățile de mulțumesc. Și surpriza zilei este că o avem de la Asociația Salvați Copiii. Trebuie să vă recunosc că tot acest trio s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, la dezbaterea președintelui Klaus Iohannis cu societatea civilă pe marginea proiectului România Educată și l-avem alături de noi pe reprezentantul FNAP, Federația Națională Asociației Părinților, reprezentantul județului Călăraș, dar am să o luăm și pe Gabriela, care descoperă ea însăși pentru prima dată proiectul Smart Lab, da, și vede chiar la firul vierbii, să vă spună și ea câteva cuvinte. Da, da, da. Ce părere ai și cum s-a părut? Mulțumesc foarte mult de invitație, am fost foarte impresionată chiar din momentul în care ai prezentat această activitate la Cotroceni, modul în care ai făcut-o și energia transmisă m-a convins. Voi știți că, în general, Salvați Copiii lucrează pentru copii defavorizați, vulnerabili, dar trebuie să spun că astăzi am avut așa o revelație. Și cred că ar trebui evaluat acest impact al laboratorului Smart Lab asupra copiilor. Cred că copiii ar trebui să ne dea un feedback referitor la modul în care ei s-au apropiat de tehnologie cu ajutorul acestui laborator și cred, sunt convinsă că ar trebui să existe în fiecare școală. Trebuie să apropiem educația și inovația copiilor noștri de cea a copiilor din vest. Și cred că ce fac ei cu tehnologia de aici poate să-i ajute foarte mult. Suntem deja departe, suntem în 2021, copiii trebuie să învețe că prin tehnologie se poate face altfel agricultura, se poate mânca altfel, se pot produce anumite lucruri altfel, trebuie să avem grijă de mediu, trebuie să incorporăm tot ce are știința mai nou în tot ceea ce facem și cred că e cel mai bun exemplu de activitate pentru copiii români care sunt la fel de deștepți sau poate mai deștepți decât copiii poate din Europa, pentru că învață cu resurse mai puține, dar învață atât de bine. Mulțumesc mult de invitație și de-abia aștept să vedem cum putem pune umărul la construirea următorului Smart Lab, așa cum asta trebuie, e bine, da? Și să ajutăm și Călăraș să putem upgrada acest laborator care să-i ajute pe copii să vadă lumea mult mai, cum să spun, mult mai inovativ. Da, da, da. Mulțumesc mult și felicitări pentru că ai adus în România astfel de laborator. Fantastic. Mulțumesc și colegilor de la UNICEF și mă bucur că suntem aici. Felicitări Consiliului Județean. Da, excelent. Let's see the robots. Let's start here. This is a humanoid robot.
It's programmed to walk, to play, to... Preferatul copiilor... Wow, that is pretty. No movements?